Dragi telespectatori, se spune că gândul este cea mai puternică vibrație din univers. Așa că eu vă transmit cel mai frumos gând de bine și sănătate, la mulți ani, un an nou fericit, cu pace în suflet și succes în toate domeniile de activitate. Suntem la EMI TV și petrecem din nou împreună, aici la Cluj, la kilometru 17. Mulțumim patronilor pentru că totdeauna ne primesc cu atâta căldură și cu atâta drag. Vă mulțumim din suflet și am alături de mine în această zi deosebită un ansamblu cunoscut de aici, de la Cluj, ansamblul folcloric Miorița și pe maestrul coregraf Aurel Lucaciu. Mulțumim pentru prezență în această emisiune și dincolo de toate am alături formația lui Nucu de la Fizeș, care este totdeauna în emisiunile mele prezent, în ultimele emisiuni și în ultima perioadă ai fost totdeauna și îți mulțumesc pentru că vii alături de noi și ne încânți cu muzică bună. Dragi telespectatori, dacă am cules acest buchet frumos de melodii și dansuri de aici, de la Cluj, aș dori să ne spuneți, domnule coregraf, câteva cuvinte despre acest ansamblu, de când s-a creat și cum îl coordonați. În primul rând, doresc să vă mulțumesc pentru invitația dumneavoastră în emisiune la EMI TV. Acest ansamblu este înființat în 1964, este printre cele mai vechi ansambluri din Cluj-Napoca. Era păstorit de managerul Roșu, iar de-a lungul timpului la acest ansamblu au fost mai mulți coregrafi, printre care putem aminti pe domnul Florin Ciobanu, pe domnul Mitică Olteanu. Acest ansamblu a funcționat până în anul 2004, până când managerul nostru Roșu a decedat, din păcate, și-a întrerupt activitatea, iar împreună cu fica dânsului, Elisa Fania Roșu, am reluat activitatea din 2019. Și de atunci am repus în scenă jocurile și tradițiile care au fost la acest ansamblu și nu numai, că mi-am adus și eu aportul un pic la partea de coreografie și partea de joc. Și acum suntem prezenți astăzi aici cu elevii ai mei, care de-a lungul timpului i-am păstorit, i-am învățat, i-am luat de la 5-6 ani și astăzi sunt mari, 15-20. Vă mulțumim pentru prezență, bănuiesc că aveți numeroase recompense în acest sens al activității dumneavoastră. Am participat la festivaluri interne și internaționale, chiar și anul ăsta, amintim, numai așa, am fost la un festival folcloric în Macedonia. La anul vom merge deja în Muntenegru, deja suntem invitați acolo. Și aici, pe plan intern, chiar într-adevăr, suntem chemați stânga-dreapta de colegi de breazlă și eu particip cu acești dansatori minunați, chiar și la seminarii coreografice din țară, la nivel național, care se țin cu instructorii coregrafi din țară, de unde ne aducem un plus pentru folclorul și tradițiile noastre românești. Vă dorim succes în continuare. Nucule, cu cine ai venit în această seară să ne cânți? În primul rând, vă mulțumesc pentru o nouă invitație care ne-ați făcut-o. Vă dorim sărbători fericite. Un an fericit a venit împreună cu colegii mei, cu Marius Sele și cu Diuri Bob. Așa că, Diuri, bine ai venit în această emisiune, bine ați venit, bine ați venit, dragi artiști, și haideți să începem emisiunea. Oh,
Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
ce vrei. Nu vreau bogăție, nici bani să aduc, dar vreau cât se poate să am traiul bun. Nu dau de greu. Pentru astea toate viața am să-ți cânt. Toi fi pe acest pământ. Fii blândă cu mine, viață draga mea, și ascultă-mi inima. Mia Moraru, o prietenă de la Bistrița, vine astăzi în emisiunea noastră. Bine ai venit, Mia, în emisiunea noastră. Tu, acolo la Bistrița, ai un restaurant foarte frumos unde faci cele mai frumoase și mai reușite evenimente. Te felicităm pe această cale și vreau să transmiți un gând frumos telespectatorilor acum în preajma sărbătorilor și a anului nou. Bună ziua și bine te-am găsit, prietena mea dragă. Datorită ție sunt pe scenă. Să nu uităm acest lucru. Vreau să transmit tuturor telespectatorilor și spectatorilor un an nou plin cu multe bucurii și la mulți ani și multă, multă sănătate, că de asta avem nevoie. La mulți ani, dragi telespectatori! Ana Crișan. Ana Crișan, o prietenă dragă, vrea să vă transmită un gând frumos, dragi telespectatori. Bună ziua, dragi telespectatori! Mă numesc Ana Crișan. Vă doresc un an nou fericit, la mulți ani, toată fericirea din lume. Sănătate multă! Mă numesc Mari Pintelei și vă urez tuturor telespectatorilor un an nou fericit și multă bucurie în familia dumneavoastră. Și Ardealul și cu toți prietenii mei, măi, mă petrec și închin cu ei, măi. Mă petrec cum umblă banul cu Tăneamul și Ardealul și cu toți prietenii mei, măi, mă petrec și închin cu ei, măi. Hai, dar nu mă de petrece, nu lăsa vremea că trece, care pragul mi-o trecu, măi, eu cu tăți am petrecut, măi. De-aia îți nevastă faină, că nu bag realile seamă, toată viața te faci bine, lume pretină cu tine. Aia îți nevastă faină, că nu bag realile seamă, toată viața te faci bine, lumea-i pretină cu tine. Măi, petrec și șoi cânta cu șemnii, dragă lumea, măi, zică și e și a vrem, măi, tot așa voi rămâne, măi. Tinereața, cu șine mi dragă viața, și de aici cât o-i mai și, măi, o-i petrece și-o iubi, măi. Așa-mi trăiesc tinereața, cu șine mi dragă viața, și de aici cât o-i mai și, măi, o-i petrece și-o iubi, măi. Dă-te sfăcute cu rost, să trăiești cât-i frumos, măi, la suflet să-ți fie o frumoșă de-o minie.
bani și abuțâie. Capătul, măi, te bage că e surdă, că de nu ajungi bolând, măi. Lumea ți-a strica capul și ți-a face capătul, măi. Vorba lumii îi minciună, cum la trăgânii la lună. Nu te crede ce spune, că nimeni ea nu-ți vrea bine. Vorba lumii îi minciună, cum la trăgânii la lună. Nu te crede ce spune, că nimeni ea nu-ți vrea bine. Nu ascultă, badeam eu, numai ce ți-o-i spune eu, măi. Atunci a fi fericit și de viață mulțumit, măi. Nu ascultă, bădeam eu, numai ce ți-o-i spune eu, măi. Atunci a fi fericit și de viață mulțumit, măi. Vorba lumii îi minciună, cum la trăgânii la lună. Nu te crede ce spune, că nimeni ea nu-ți vrea bine. Vorba lumii îi minciună, cum la trăgânii la lună. Nu te crede ce spune, că nimeni ea nu-ți vrea bine. Doamne, nu-ți mai cer nimic, mi-ai dat traiul fericit, măi. Sănătate să ne dai și să ne scăpi de dușmani, măi. Doamne, nu-ți mai cer nimic, mi-ai dat traiul fericit, măi. Sănătate să ne dai și să ne scăpi de dușmani, măi. Vorba lumii îi minciună, cum la trăgânii la lună. Nu te crede ce spune, că nimeni ea nu-ți vrea bine. Vorba lumii îi minciună, cum la trăgânii la lună. Nu te crede ce spune, că nimeni ea nu-ți vrea bine.
să-și pierd norocul. Lumea toată până moalor a fost, mă, dar se gata și-i de duș a fi de post, mă. Scoate de câine, dar cu gândul te-ți greșesc fără rușine. Și de-a rândul bărbați îți scoate de câine. E Crăciună și ce rățâie, Doamne, spânt, mai lasă dacă se poate pe se
casă și ca pete să lași. Casă și ca pete să lași. Lerui, Doamnele, Moș și acolo ți-i hodin.